Astăzi a avut loc examenul de admitere la seminarul teologic Episcop Ioan Popasu din Caransebeș. Înaintea probelor de concurs, preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a oficiat o slujbă de binecuvântare în Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din incinta seminarului. În noiembrie anul trecut, S-au împlinit 150 de ani de învățământ teologic în cetatea Caransebeșului. Cu ajutorul lui Dumnezeu, încercăm să menținem candela aprinsă și flacăra învățământului teologic în această cetate, în episcopia Banatului de Munte, pentru că aici au activat foarte mulți profesori de mare valoare și, bineînțeles, aici s-au format multe generații de preoți și profesori de religie. Comisia formată din profesorii de la seminarul teologic prezidată de preasfințitul Lucian a examinat elevii la proba orală. Aceasta a constat în verificarea aptitudinilor muzicale și adicției, precum și într-un interviu. Școala teologică, ca de altfel toate școlile teologice din Patriarhia Română, au o importanță deosebită aici formându-se viitorii preoți, care trebuie să fie, după cum știm, sarea pământului, lumina lumii. Au terminat generații de elevi. într 1955-2008 au ieșit de aici 1800 de elevi. Ei, majoritatea, sunt preoți în Patriarhia Română, dar avem preoți și în diaspora, adică dincolo de hotarele țării noastre. Proba scrisă a examenului de admitere va avea loc mâine. La aceasta vor participa doar candidații care au trecut de prima probă. Examenul propriu-zis constă din probă orală la dicție și muzică, precum și proba scrisă la disciplina religie. Ne, ne deșduim că cei înscriși vor avea rezultate frumoase pentru ca și în viitor să putem pregăti generații tot mai bune de elevi seminariști în folosul Bisericii și a școlii românești. Mergând la biserică și participând la diferite slujbe, mi-am dat seama că doresc să devin preot. De aceea am ales acest seminar. M-au ajutat foarte mult părinții care m-au susținut, preotul duhovnic și mai ales bunica mea. Am venit să susțin proba orală din examenul de admitere la seminarul teologic din Caransebeș și ne dăjduiesc ca Bunul Dumnezeu să mă ajute ca la finalul acesteia să mă număr și eu printre Elevii acestei prestigioase școli teologice din țara noastră. Învățământul teologic din Caransebeș datează oficial din anul 1865, rămânând o constantă bine definită a banatului montan, chiar și în perioada în care activitatea episcopiei Caransebeșului a fost suspendată de regimul comunist.